Sunt din ce în ce mai prevalente atacurile de tip ransomware. În anii trecuți văzusem anumite tipuri de crypto locker sau alte variante de malware. Anul acesta am văzut Crypto Wall 3.0 destul de des apărând și cred că oamenii ar trebui să știe că este unul dintre cele mai supărătoare tipuri de malware. În general, un botnet sau un malware care doar exfiltrează date, doar fură datele pe calculator, informații, e făcut să fie insesizabil de către utilizator și în principiu nu îl deranjează. Eventual, utilizatorul doar constată că îi merge calculatorul un pic mai greu, dar nu știe că a fost infectat. În schimb, CryptoWall-ul ce face? Scriptează fișierele și în momentul în care a terminat criptarea întregului hard disk, își cere bani ca să poți să decriptezi fișierele. Deci ți-a criptat filme, poze, documente, toată munca ta, tot ce ai pe calculatorul respectiv, nu se mai află în proprietatea ta, este în proprietatea atacatorului și îți cere bani ca să poți să ai acces iarăși la ele. Ați avut astfel de cazuri? Da. Da. Anul acesta? Da. Și cum ați descurcat? Nu pot să spun. Ne-am descurcat bine. Mai multe cazuri sau? Nu foarte multe, vreo 2-3. Nu. Nu. Am găsit alte metode. A fost o întâmplare, n-au fost instituțiile în sine atacate. Un utilizator oarecare din acea instituție a primit un e-mail sau a primit un link pe Facebook, a dat un click pe care nu trebuia să-l dea și în felul ăsta a rămas fără fișiere. N-au fost tragedii. Dacă dumneavoastră aflați primul, cum e cazul de CryptoWall, vedeți efectiv că v-a apărut o fereastră, nu vă dă acces la fișiere și vă cere bani ca să aveți acces la fișiere. În momentul ăla trebuie să știți că există CERTRO, ne dați un e-mail, puneți mâna pe telefon, ne sunați și în măsura în care este posibil, trimitem niște oameni să vă ajute. În cazul efectiv, programele de tip ransomware sunt câteva proceduri prin care se pot recupera o parte din date, dacă nu chiar toate. Eventual putem, prin cooperare cu parteneri internaționali, să vedem cheile private cu care au fost criptate aceste fișiere și să încercăm chiar decriptarea și să și funcționeze. Dar astea țin de operațiuni un pic mai extinse, atunci când se detectează anumite centre de comandă și control ale acestui malware de tip CryptoWall și găsim cheile private acolo. În cazul ăsta le punem la comun, adică partenerii internaționali, în momentul în care au dați jos un server de comandă și control, văd IP-urile și cheile private cu care au fost criptate. Și văd, ok, ăsta e din România. Cui trimit eu informația? Păi CERT-ului național din România. Noi atunci preluăm informația, încercăm să aflăm al cui IP-ul și să-i oferim cheia și metoda de decriptare ca să poată să-și rezolve problema. Și bineînțeles să-l învățăm cum să facă de acum încolo să nu se mai infecteze.